Bănuiesc că este ușor să ne amintim pilda în care Domnul Iisus Hristos vorbea despre acel împărat care a trimis oamenii lui, nu știu cum să le spun, mesagerii lui, să cheme invitații să vină la nuntă. Știți, cei care citiți în Sfintele Evanghelii, că cei mai mulți au găsit scuze frumoase, dar scuze. Alții, în schimb, au găsit timp să răspundă pozitiv invitației. Nu cred că este chiar așa un secret când vă spun că multe familii, când le-am invitat să vină în fața dumneavoastră, și-au găsit scuze. Mă bucur că avem o familie care și-a găsit timp. Mirela și Tiberiu. Da. Tiberiu. Domnul să vă binecuvinteze. Cum de v-ați găsit timp să veniți? Păi am fost anunțați cu ceva timp înainte. Da, nu prea mult. Nu prea mult. Am lăsat din ale noastre și ne-am gândit că putem să răspundem unei astfel de invitații. Foarte bună logică, da. Deci cam în viață nu cred că ai timp așa, n-ai ce face cu el și mă duc undeva. Renunț la ceva ca să faci altceva. Absolut. Bun, eu cred că ați făcut o alegere bună. Și de ce? Pentru că o să vorbim în fața lor despre voi și despre multe alte lucruri. Ziceți-ne, Mirela, că ia-i cu emoțiile și totdeauna ca să scăpăm de ele. Ceva despre familia voastră la momentul actual. Păi, avem 3 copii. Suntem căsătoriți de 22 de ani. Da, majoratul l-ați făcut. 3 copii... 21 are cea mare, e la Timișoara, clasa 11-a, a doua fată. Și 8 ani mai un pic face cel mic. Bun, Eric. Cel mic n-a fost surpriză, a fost... Ba, a fost a o fost. Mare surpriză. Adică de ce? Păi... Bun, primul n-a fost surpriză. Primul nu. Primul n-a fost surpriză, ne căsătorim, ne dorim copil, da. E normal. Al doilea... A doua... Vine până anunțată. A venit, nu, cumva programată. Pentru că mi-a zis doctorul că o sarcină rezolvă foarte multe probleme și aveam ceva probleme. Și atunci ne-am gândit dacă vine ca un medicament. De ce? Să luăm medicamentul, da, da. Și chiar a venit ca medicament? Da, da. Bun. Deci absolut, a avut 100% dreptate medicul când mi-a zis. Bun, și atunci și idealul, avem băiat, zis, avem fată. Nu, două fete. Două fete? Și a doua venise tot fată și... Am zis, ok, familia e completă. Da, dă bine după în poză. 10 ani a venit. Păi nu și... te-ai rugat să ai și băiat, adică ai fost... Eu m-am rugat înainte, la început. După aia nu m-am mai rugat, nu am așteptat. Mai... Da. Răbdarea aduce roade. Da. Da. Deci bun, copii venit... mari, copii mici, bine, cu minți, da. Fără probleme. Păi da, ăsta mic chiar zicea, vezi dacă nu mă aveați pe mine, cu cine vă jucați voi? Da, da, jucăria, sigur că da. Jucăria casei. E bine, da, când Dumnezeu binecuvintează, e bine și El face lucrurile frumoase și când nu le înțelegem noi că sunt frumoase. Deci o familie normală, liniștită, implicată? Cum sunteți? Ați zice că sunteți o familie aglomerată? Suntem ocupați. Da, avem suntem ocupați zi de zi. Multe rămâne făcute, dar asta este, le luăm cum vin. Păi cu ce sunteți ocupați? Lucrăm particular, să zicem așa, ca persoană fizică, da. În domeniul geamăritului și a montajelor de termopane. Putem spune că aproape fiecare zi e ocupată. Nu numai cu asta, nu numai cu meseria, avem și o casă de întreținut în limita posibilităților. Deci trebuie să ținem pasul cu cheltuielile zilnice. Ok, eu așa un pic stau și mă uit la voi, nu la voi, dar mă uit la voi, că mă gândesc și la alții și probabil și noi suntem în aceeași situație, dar nu ne vedem atât de bine pentru că vedem pe alții. Dacă avem mult de lucru, e greu că avem mult de lucru. Dacă n-avem de lucru, e greu că n-avem. E greu că n-avem de lucru. Și când e bine? Nu, nu, e ok. Deci nu pot să zic că suntem așa de ocupați că... Nu, deci suntem ocupați. Încercăm să avem un timp și pentru noi, adică pentru familie. Păi de multe ori să stăm de vorbă, să ne facem planuri, să mai povestim, că e frumos să și povestești în familie, despre viața noastră. Despre... Asta mă întreba, după 22 de ani ce mai povestești?
În fiecare zi avem în fiecare zi. Deci nu rămâne ceva nepovestit. Chiar dacă povestim despre ziua de ieri sau despre acum o săptămână, despre orice eveniment. Și na, sunt și probleme cu copii, atunci trebuie să stai să-i asculți. Iarăși e timp, lași din treabă pentru că trebuie ascultat și ei. Ce-și doresc, a doua fata noastră ne povestește foarte mult. Și are variante de... scurte sau lungi? Mai lungi. Mai lungi. Mai lungi, da, da. Și atunci trebuie să stau, mă las din tot și să ascult programul. Care a fost la școală, cum a fost la școală, bine, înainte de pandemie. Bun, dar întrebarea mea este, dar nu trebuie să răspunzi la întrebare, că nu trebuie să răspunzi la nicio întrebare. Este, ai avut așa măcar o dată în viață sentimentul că pierd vremea acum cu fata, că n-aș putea face altceva? Poate la început, dar acum cum sunt mari, deja mi-am intrat în rol. Adică trebuie să stau. Și chiar normal, chiar da. Normal, nu-i pierdere de da, vreme. Pentru că n-aș vrea să-i dea alții sfaturi. Și n-ai vrea să ajungi ziua în care ai vrea să o asculți sau să vorbești, să spună mamă, nu mai vrea. Și eu mă duc la mama și spun, și mama stă și mă ascultă. Și ea lasă din tot și stă cu mine. Da, așa simți nevoie și... câteodată să te mai duci. Păi atelierul nostru e în casa părinților mei, așa că toată ziua sunt la ei. Eu sunt mai aproape. Da. Bun, ia să ne întoarcem noi un pic în timp, că dacă povestea e frumoasă acum, să vedem cum a fost la început. Cum... Și mai frumoasă. Cum v-ați cunoscut, cum v-ați căsătorit și care au fost aventurile atunci, așa... A fost ceva interesant, oricum. Eram la școală, eram încă la liceu la Făget și, ca orice băiat, mă mai uitam și eu la câte o fată. Da. Da, pe ea o vedeam într-un fel specială. Era la aceeași școală. Da, era la aceeași școală, numai că nu i-am vorbit niciodată. Eu nu l-am văzut pe el niciodată atunci. Și n-ai avut ochi pentru el. Nu, n-a avut ochi pentru mine. Și îmi puneam o întrebare naivă de tânăr atunci în mintea mea. Măi, oare bine, acum zici naivă de tânăr. Da, păi acum... Erai pregătit, erai... Da. Eu mă întrebam, oare cine o să o ia de soție pe fata asta? Asta era întrebarea mea. Te-ai gândit? Da, ce noroc pe ăla, da. Da. Nu știu dacă era vorba de noroc. Nu ne gândim niciodată. Eu cred că un tânăr când vrea să se căsătorească nu se gândește la... Oare cum o să-și clădească el familia? Se gândește dacă e frumoasă, dacă are, eu știu, o poziție socială, dacă are ceva și în minte, dacă gândește, dacă... Na, chestii din astea. Și asta a fost simpla întrebare. E și bun dacă te gândești și ce are în minte și ceva, e chiar bun. Aia cu frumoasa toți se gândesc, dar celelalte... Am pus întrebarea asta în mintea mea și după aceea nu m-am mai gândit la întrebarea asta câțiva ani. Era... După ce am terminat eu armata, venisem acasă din armată și începusem să merg la biserică. Eu am mers la biserică înainte, în Biserica Romano-Catolică, așa m-am născut, catolic. Și la un moment dat în viață, când am trecut printr-o situație foarte grea, am ridicat privirea în sus, la modul cel mai serios. Și am înțeles că deci Dumnezeu totuși fiind într-o familie cu cunoștință de Dumnezeu, mai mergând și la biserică, aveai idee despre Dumnezeu, despre aveam rugăciune. Aveam nu din familie. Nu din familie. Nu, din biserică. Din pentru biserică? Că cunoaștem principiile Bisericii Romano-Catolice, ei înțeleg mântuirea prin biserică și dacă ești participant, înveți în biserică. Preotul se ocupă de chestia asta. Asta e bine. Da. Și preotul pe care îl avusesem atunci a avut așa o afinitate pentru mine, pot spune că îmi dădea mai multă atenție. Dar nu înțelegeam esența. Apoi când am trecut printr-o situație grea, că mulți oameni într-un necaz se întorc la Dumnezeu, alții nu. Da, unii fac. Deci pot lua extremele, ori. Exact. Atunci a început adevărata căutare. Cu cât înțelegeam eu. Și am început să merg la biserică. Lucrurile n-au fost alese neapărat de mine, că am ales să mă duc la o anumită biserică. Am mers în mai multe biserici.
Și într-un final m-am așezat în Biserica Baptistă și acolo, la un moment dat, am ajuns să țin studiile cu tinerii, cu tineretul. Nu prea erau tineri de vârsta mea la vremea aceea și din dorința de a cunoaște Biblia, în urma faptului că am citit Scriptura, deci mi-am făcut timp să citesc din Scriptură, am acceptat provocarea aceasta în biserică să pregătesc studiile și să țin studiile cu tineretul. Și la aceste studii a participat și Mirela. Ea avea două colege din biserică, erau colege de clasă, erau foarte bune prietene. Deci tu nu ai crescut în biserică? Nu. Erau foarte bune prietene și faptul că erau bune prietene a fost singurul motiv de a putea pleca la o biserică împreună cu ele. Și așa a venit la tineret, la orele de tineret, atunci când era posibil. Și timpul a trecut, nu s-a întâmplat ai o lună, două. Ai recunoscut-o că e cea din liceu? Da, da, am recunoscut-o. Știam. Bine, nu-i mare făgetul, da. Deci ne cam cunoaștem pe acolo. Și după o vreme am început să merg și la un institut teologic împreună cu Gabi Olaru și am început să aprofundez Scriptura mai mult și să cunosc mai mult. Ea era doritoare de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și nimic mai mult la momentul respectiv. Avea nevoie însă de platforma respectivă, unde să primească, să învețe, să cunoască mai mult Cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat, părinții s-au sesizat, au înțeles că ea frecventează deja Biserica Baptistă și au încercat să-i pună niște opreliști. Între timp, am început să mă rog pentru o soție și am cerut lui Dumnezeu să intervină el. Câți ani aveai atunci? Ți-aduce aminte? 20 de ani aproximativ. Mm-hmm. 20-21. Cam așa. Începusem să mă rog și am așteptat răspunsul lui Dumnezeu. Nu m-am gândit atunci că răspunsul lui Dumnezeu să arate în felul ăsta. N-am știut. Nu ne-am împrietenit numai pentru faptul că venim din biserici diferite. La un moment dat a început să existe o legătură, o atracție între noi, dar bazată mai întâi pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ea dorea să citească și să înțeleagă mai mult din cuvânt și venea la mine cu mai multe întrebări. Eu am căutat să-i dau răspunsurile pe care le aveam atunci și care le știam mai bine și ceea ce n-am cunoscut am vrut să descoperim împreună. Bineînțeles că apoi am început să ne rugăm împreună, veneam la biserică mai repede și așa a început o relație de prietenie. Veneam la biserică cu jumătate de oră mai devreme, înainte de ora de rugăciune, veneam pe la 8:30 și ne rugam împreună, stăteam în biserică și ne rugam. Am vrut tot timpul să aflăm voia lui Dumnezeu, dacă este bine ceea ce facem și pot să spun, am spus-o și atunci după ce ne-am căsătorit, că a fost ca o predestinare a lui Dumnezeu. Întâlnirea noastră, relația noastră. Bineînțeles că în naivitatea tinerească am avut și câteva semne care le-am pus înainte lui Dumnezeu și spre surprinderea noastră toate s-au împlinit conform cererii. Bine, dar ce înțeleg eu, că nu ați pus semne doar... Voi chiar credeați că Dumnezeu știe mai bine ce-i pentru voi și erai și dispus să asculți de Dumnezeu. Absolut. 100%. Chiar dacă nu era 100% cum ai vrut tu. Bine, am avut și unele piedici la un moment dat. Am trecut prin unele situații în care în mintea umană s-a ridicat întrebarea asta, oare chiar e voia lui Dumnezeu? Oare am făcut bine ceea ce am făcut? Și după ce am decis împreună să așteptăm și să nu ne pripim, am înțeles că a fost bine. Spune-mi, cum ai ajuns tu în Biserica Baptistă? De ce te-ai oprit în Biserica Baptistă? Că mă gândesc la el, care spune, am umblat în câteva locuri, l-am căutat pe Dumnezeu, am avut noțiunea de Dumnezeu, l-am dorit pe Dumnezeu, dar în final m-am oprit acolo. Așa cum a zis și Tibi, am avut și am și în prezent, că cele mai bune prieteni, am rămas pe viață.
dintr-o familie baptistă, erau colegele mele de școală și, cum să zic, am găsit atâta liniște în casa lor când mergeam să ne facem temele împreună și apoi mi-au pus o Biblie în mână. Știu, eram pe clasa 6. Ele, colegilor. Colegele, da. Tata lor le învăța la instrumente, le învăța din scriptură zilnic și... Ceea ce bănuiesc că nu se întâmpla și în casa voastră. Nu, nu. Și atunci, cum să zic, încet, încet, unde nu înțelegeam, mai îmi explicau, petreceam foarte mult timp în casa lor și... Așa am ajuns să și... Deci, din experiența ta, ai spune că prieteniile sunt importante? Prieteniile bune. Bune, da. Bune, da. Cum orice bune. Prietenie e importantă, depinde în ce direcție nu te duce. Nu pot să zic că când au trecut câțiva ani, eu m-am botezat după ce am terminat liceul. Vroiam să mă botez, dar părinții se împotriveau. Nu vroiam nici să nu ascult de ei să zică că sunt... Dar ce ți reproșau atunci? Că păi, bănuiesc că nu erau împotriva unei relații cu Dumnezeu, nu? Lăsând, cum să lași tradiția ortodoxă, deci e ceva foarte... Deci părinții practicau, erau oameni... Mergeau la biserică, da, erau oameni religioși. Atâta tot. Na, și atunci... Totuși, când am terminat liceul, am decis să mă botez. Chiar dacă am zis fie ce-o fi și dacă mă dă afară din casă. Ne cunoscusem atunci. Da, și ne cunoșteam. Cred că era și un motiv, în plus că deja le era rușine să se mai împotrivească. Și mai cum, acum cunoște un băiat, păi, din biserică și... Chemaseră preotul să vină să-mi spună că nu fac bine, că... cum să mă lepă de religia în care m-am născut și a fost așa un pic neplăcut, dar a fost bine până la urmă. A fost bine. Deci, da. Hotărârea pentru Dumnezeu, tu ai avut hotărârea ta pentru Dumnezeu, dar tot în biserică, da. Apoi au venit studiile, nu știu ce, și apoi a venit ideea să studiem noi o viață împreună. Da. Mai aveți timp să citiți, să studiați. Da, și mai citim, poate nu la fel de mult, dar încercăm să aprofundăm cât se poate de mult anumite tematici biblice sau anumite afirmații. De exemplu, dacă undeva auzim o afirmație pe internet, încercăm să o dezbatem în lumina Scripturii. Hai să vedem, este corect din punct de vedere scriptural, din punct de vedere doctrinar, sau nu este corect. Și încercăm să da, aducem în discuție. Cât au fost copii mici, nu am putut. Deja, chiar ziceam, toată temelia care am pus-o în perioada de prietenie, de logodnă, de căsătorie, de început, când am fost doar noi doi, o ținut cumva ca o rezervă, că atunci când or veni copii, s-a dus tot de râpă. N-am avut timp. Și unii. Da. N-am avut mașină de spălat. Spălam în mână scutece și le număram deja. Păi bun, acum câte stai că făgetul totuși și... orașul nu e finalul lumii, nu? Nu, dar la vremea nu, aceea... Nu, au fost greutățile de început și atunci nu mai aveai condiții. Timp. Toate cădeau din listă. Tot ce era programat înainte și bine stabilit, când a venit primul copil... Toate s-au dus. Deci eu totuși am un pic de dreptate când le spun liceenilor că nu o să se mai întâlnească cu perioada asta și că ați pune bazele biblice și cu tare. Deci aia e cel mai bine, avem așa le zicem și noi la fete. Da. Da, avem carnețele, aveam câte un vocabular și aveam o listă cu versete care le memoram. Asta a fost în timpul prieteniei și al logodnei. Bineînțeles, și o vreme după căsătorie, până a apărut primul copil și făceam un mic concurs între noi. Acum hai să vedem dacă putem să scriem cu acuratețe ce am învățat și scriam pe vocabular și avem vocabularele acasă, așa amintire, cu fiecare verset pe care l-am memorat. Și încercam să ne corectăm, să vedem unde am pus chiar și virgula la un moment dat. Eram foarte... Vreau să fim destul de sistematici în abordarea asta. Și cred că ne-a și fost de folos. În momente în care... ne-am lovit de greutăți, în momentul în care ne-am lovit de descurajare, în momentul în care ne-am lovit de anumite probleme, de boli cu copiii,
la cât erau mici. Astea erau toate încercări pentru noi. Multe dintre versetele alea ne veneau în minte atunci și ne-au ajutat foarte mult. Da, ai deschis un subiect care m-a frământat și pe mine un pic, despre generația prezentă care are acces la foarte multă informație, inclusiv informație biblică, să spunem așa, nu știu dacă neapărat biblică, informație de natură spirituală. Și mă gândeam, oare ce se întâmplă cu cineva care deschide radio-ul și îl aude pe unul vorbind, explicând ceva, da? Se mută pe celălalt post, nu știu unde, pe internet, îl găsește pe un altul care abordează același subiect, dar nu diferit, foarte diferit. Ce face un om în situația asta? Auzi același lucru explicat de doi oameni care pretind că vorbesc ce trebuie, dar au opinii diferite. Ce faci atunci? Merg la Scriptura. Te duci la bază, la Cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă întorc la Scriptura. Încerc întotdeauna să găsesc acolo răspuns. Bun, acum întrebarea mea este, chiar poate omul să înțeleagă Scriptura? Cred că poate să înțeleagă. Păi altfel nu ne-ar fi fost dată dacă nu ți se și descoperă. Dar și aici nu numai o citim, nu doar să o citești, că mulți au venit și la noi în atelier și au luat Noul Testament și zice, eu am varianta ortodoxă și nu pricep nimica. Păi da, zic, luați-o pe asta că e varianta Cornilescu și e accesibilă. Ca limbaj. Ca limbaj. Mesajul e același. Da. Exact, noi am avut asta. Dar o citesc și nu citi simplu ca o revistă, pentru că nu e o... Nu e o carte doar de informație sau cum să zic. E ceva ce vrei pentru suflet să aduni. Și atunci, dacă ți-i sete, depinde cât ești de însetat și cum vrei. Da, și eu citești. Cred că asta este varianta... Deci nu merge doar așa. Am pe cineva, am citit Scriptura păi, și ai bifat ceva. Am citit Scriptura odată în viață, am bifat în drept cu chestia asta, trec mai departe, fac altceva acum. Nu deci cred că pe de o așa. Parte, vis-a-vis de înțelegerea Scripturii, eu chiar întreb pe unii, dar ce materie ai înțeles-o din prima? Ai înțeles-o din prima? Exact. Păi nu, că mai trebuie să citesc. Păi așa e și Sfânta Scriptura, adică pe de o parte o citești, aprofundezi, stai și te uiți acolo, nu priceptul, nu înseamnă că n-a priceput nimeni în viață niciodată. Sigur. Poate întrebe cineva care a priceput, dar dacă nu cunoști Scriptura, până la urmă orice idee poate suna frumos, logic, spiritual. Aici noi facem apel la exemplu acela clasic, creștine din Bereia, cei din Bereia care când au auzit s-au dus acasă să verifice dacă ce li s-a spus este în concordanță cu Sfintele Scripturii. Da, asta e foarte important. Păi, cam așa analizăm păstorii care au înregistrări pe internet. Ascultăm pe unul care mi este recomandat și mă duc și le întreb pe tip. Mi se pare că aici nu-i prea cum zice Scriptura. Deci trebuie cumva filtrați. Nu poți să iei tot ce... Eu zic că în ziua de astăzi filtrul trebuie să fie chiar des. Da. Pentru că există din nou atât de multă informație și nu poți să-ți permiți să înghiți orice, da. E vorba de viața ta, de sufletul tău, de veșnicia ta, dar în același timp eu nu cred că prea au scuze mulți în generația noastră. Acum, dacă ne ducem în urmă, oameni care foarte greu aveau Scriptura sau nu aveau toată Scriptura, astăzi, numai dacă nu vrei, și dacă nu vrei, ai Scriptura, poți să o găsești... Da, deci asta e. Ați încercat vreodată, apropo de chestia asta, deci e fain că faceți voi, să zic, un studiu biblic neoficial, da, mai discutat. Da. Ați încercat să vedeți dacă și cu alții ar funcționa? Să vă întâlniți vreo două familii, Am avut în trecut câteva încercări și am încercat să aprofundăm așa, nu ca și ceva planificat dinainte, ca și ceva programat. Dintr-o discuție, pornit dintr-o discuție, interesul nu a fost foarte mare. N-am încercat să forțăm, să zic așa, intrarea într-un astfel de subiect dacă nu am văzut foarte mult interes.
De exemplu, eu înțeleg că în momentul în care deschizi un subiect, după 5-10 minute trebuie să vină și o întrebare. O altă întrebare. Dar cum îi? Cum stau lucrurile, eu știu, într-un anumit subiect? Fie când vine vorba de mântuire, fie când vine vorba de sfințire sau, eu știu, orice alt subiect. Relații, orice, da, relații, orice altceva. Întrebările n-au venit. Și atunci am înțeles că nu e nici foarte mult interes. Sau noi n-am încercat să abordăm niciodată o persoană din ideea că măi, tu cam cum cunoști sau cât cunoști din Scriptură în aspectul ăsta? Pentru că orice om se simte lezat atunci când îi pui astfel de întrebare. Am încercat să vedem dacă încercăm să vorbim despre un anumit subiect legat de Scriptură, să vedem dacă chiar își dorește să vorbească, eu știu, despre sfințire, să zicem. E una din lucrurile despre care foarte puțin se vorbește. Știm toți că trebuie să ne sfințim, dar care e modalitatea? Cum? Ce putem să facem în privința asta? Și ajungem și aici cu teoria și practica. Da, și atunci nu prea. Oamenii, cei mai mulți în biserici, sunt toți oameni simpli. Și noi suntem simpli. Dar tot simpli mă refer aici la gândire. Nu vor să își obosească prea mult mintea cu ale Scripturii, cu Biblia, cu învățarea. Dar aici pare curios ce spui, pentru că dacă vorbim de oamenii care se duc la biserică, toți afirmăm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, că ea este lumină pe cărarea noastră, că deci nu pare așa interesant. Afirm că Biblia este atât de importantă și îmi fac atât de puțin timp pentru Scriptură. Da, dar ce se întâmplă? Am observat altceva, un alt fenomen, și anume că oamenii se uită direct la fapte și analizează din prisma faptelor orice lucru. Păi degeaba ăla zice acolo așa de frumos despre Dumnezeu, dar zice de multe ori faptele lui contrazic ce spune el despre Dumnezeu. Și atunci s-a întâmplat situația când am pus o întrebare. Bun, cât e capacitatea ta de a înțelege acțiunea pe care ai văzut-o la omul ăla și de unde o izvorât acțiunea aia? Ce s-a întâmplat de fapt? Nu te-ai întrebat niciodată că și el e un om. Tu fapta poate ai văzut-o foarte gravă. Nu aș vrea să dau anumite fapte. Ai văzut-o foarte gravă. Dar omul ăla are și el sentimente, are și el frustrări, trece prin anumite momente, tu l-ai auzit că a vorbit și poate că, eu știu, într-o zi ai văzut că reacția lui n-a fost cea mai bună. O reacție puțin mai aprinsă. Acum, întotdeauna o reacție aprinsă e ceva negativ, n-ai încercat să-l înțelegi, n-ai încercat să vezi, pentru că i-am zis interlocutorului, tu o faci de mai multe ori. O faci de mai multe ori. Și tu, pe tine te poți scuza. Bine, la noi e scuzabil. Deci, în general, nu e scuzabil altul. Și asta a fost. Zice, totdeauna oamenii se uitau la fapte. Deci, nu îi interesa. Și pe de undeva e ok. E bine să ne uităm și la fapte, pentru că, de multe ori, poate spunem lucruri vis-a-vis de noi, de viața noastră, și ca fapte, și o mărturie. Și ca faptele ne arată că nu suntem chiar acolo. Și faptele arată cu totul altceva. Da. Dar eu cred că e un subiect foarte complex aici. Care da, pe de-o parte poate nu ne putem scuza, adică faptele mai devreme sau mai târziu arată ce e în inima noastră. Exact. Dar ai adus și aspectul celălalt. Celălalt a fost supărat și dacă ai ști de ce a fost supărat, l-ai felicita. Pentru că supărarea lui a fost... Sau poate nu l-aș felicita, cel puțin l-aș înțelege. Măi, uite, a trecut printr-o situație. Nu cred că un creștin autentic născut din nou, după ce s-a întors la Dumnezeu, după ce s-a întors la Hristos, după ce s-a pocăit de păcatele lui, își dorește în continuare o viață, o viață din asta în care să aibă numai eșecuri pe plan spiritual și sau să trăiască o viață duplicitară. Nu cred că asta nu e planificat. Dar nu cred că își dorește el asta. Dar îi se întâmplă și lui. Și cred că asta mai mult ne amintește că suntem oameni. Suntem oameni și avem o natură umană noi, la urma urmei. Și noi suntem... Că depindem de Dumnezeu. Da, și asimilăm în același timp natura dumnezeiască care este insuflată în noi prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Noi asimilăm asta, le luăm. Și asta cred că la un moment dat se vede în momentul în care
hrănim sufletul nostru, cum zicea și Mirela mai devreme, cu ce ne hrănim sufletul nostru. La un moment dat ne putem hrăni cu grijile vieții, cu problemele vieții, cu greutățile, faptul că nu ne ajung banii, poate să le asigurăm copiilor strictul necesar sau să le plătim o școală, ajungem să ne frământăm din cauza asta sau ajungem la un moment dat să spunem, cu toate că e greu în viața asta, noi depindem de Dumnezeu, cerem de la Dumnezeu și El ne va purta de grijă. Chiar dacă noi am trecut de multe ori prin faze din astea că am trăit la limită, nici și am discutat de multe ori, ce vrem să facem? Vrem mai mult? Vrem să ne realizăm foarte mult pe plan material? Când ne vom realiza mai mult pe plan material, poate că o să uităm de Dumnezeu sau o să uităm de nevoia de a ne întâlni cu Dumnezeu. Sau poate să ne despărțim mai ușor de cei necăjiți. Dă-ne niște sfaturi pe creșterea copiilor. Păi, cel mai simplu lucru. Păi, cel puțin fiecare, pentru noi bărbații, da. Acum fiecare părinte își înțelege copilul că noi la cel mic, când a făcut o prostioară și zice, mama, dar tu de unde ai știut? Păi am zis, am al treilea ochi. Și mama vede tot. Și... păi mergea bine că era al treilea ochi și cu mama vede tot și la al treilea copil, știi? O văd pentru a treia oară. Da. Prostioarele astea comune se repetă. Fiecare știe copilul, pentru că Dumnezeu a pus în noi sentimentul ăsta care se dezvoltă imediat cum ai copilul și știi. Ideea e să-l înțelegi. Poți fi o mamă exagerată? Fetele cred că ar zice că da. 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 Și ce ar avea în minte când ar zice da? Prea grijulie, prea mă stresez din orice, prea vreau să știu tot. Da, părinții nu prea știu chestia asta cu intimitate, cu viața privată, cu nu, sau... Depinde a copiilor, a copiilor, da. Pe cea mare am înțeles-o, e introvertită, e foarte introvertită. Din ce scria? Ea își scria, își exprima sentimentele. Te-ai pus să citești? Și m-am pus să citesc. Mai înainte am spus, uite, da. Mama se apucă să citească în caietul fetei. Vocabularul ei, că ăștia tineri nu cred că știu ce e la vocabular. Nu știu. E tot de... Și așa am aflat că totuși se duc niște lupte în ea și am spus lui Tibi. Și atunci am zis că... A venit tata acasă și... Da, da, păi, trebuie deci să mama s-a apucat să citească, scrie fata, așa cum voi vă uitați ce cărți să citiți ca să lămuriți ce a scris fata. Și așa am decis să stăm împreună, toți trei, seara și să se deschidă, să ne spună. A fost cam greu la început, dar da, după aceea... Vorbea puțin, cu viteză redusă. Da. Și... Nu. Și așa am... Nu poți nici tot să tragi cu cleștele, că... Nu, păi da, el nu e bun la interogator, da. E foarte bun. Deci are o răbdare... Deci trebuie să spui până la urmă că altfel n-ai capăt. Nu. A, ideea e că oricum nu pleacă de aici. Nu, acolo, până când ai deci el te ascultă, spui că am fost pe la Deva, am venit și el, pe când ai crezut că l-ai dus tot, zice, deci cum e cu cireșele? Exact. Deci, termine cu nervii, da, deci nu, așa ceva prinzi. Exact. El prinzi în două zile... După asta o dai pe direct, adică de ce să te chinui dacă tot acolo ajungi? Exact. Deci asta a fost cu cea mare... După aceea și-a dorit. Cumva am forțat-o un pic să meargă și într-o tabără creștină cu fratele Daniel Cociuba. Și acolo găsim tineri cu aceleași întrebări, să zicem, ca și ea. Acolo a descoperit pe Domnul și noi ne-am rugat că după ce i-am citit gândurile, ne-am rugat un pic altfel. Mai practic. Mai practic. Mai la subiect. Mai la subiect, da. Da.
Deci cu cea mare ați avut un pic de răbdare ca să înceapă să vorbească, da. Cu a doua un pic de răbdare ca să... Să ascultăm. Să ascultăm, da. Să vorbește mai mult. Să avem răbdare, da. Să ascultăm. Zicea o cunoștință dintr-o altă țară, vorbind despre copii, și avem copii așa de diferiți, avem copil care când el zice că s-a lovit puțin sau ceva, noi știm că e catastrofă, că a deschis la gură. Avem o alta... Din orice face tragedie, vine acasă, și la un moment dat, noi ne-am obișnuit, nu mai băgăm în seamă. La un moment dat, după ce se vaită, se oprește. Păi, chiar nu vă interesează nimic despre mine? Noi, nu, mami. Și așa se calmează. Da. Și ok. Deci, a doua mai deschisă, da. Da. Și al treilea băiețelul și el e destul deschis. El iarăși povestește toate. Îți spune tot. Și e foarte direct. Oare spune și la alții persoane... sau la vouă? Da, la oricine. Da, dar da. Nu problemele lui. Nu. Are simțul observației, observă orice. Era de mic cu simțul ăsta la observație. Au făcut o chestie hazlie la noi la atelier. Avea vreo 4 anișori și noi avem mai multe tipuri de clienți, printre care și preotul romano-catolic. Ăla e un om așa mai mare, mai solid. Adică și, e vizibilă chestia asta, dar nu poți ascunde chiar așa. În timp ce maică s-a căutat sticla acolo în spate să-i aducă pentru ce avea el nevoie acolo, ăsta micu ia ruleta în mână și zice, stai te rog puțin așa pe loc, aș vrea să te măsor. Mă lași să te măsor. Și mama lui face observație, Eric, te rog să fii cu bun simț, stai liniștit. Ce lasă-l, doamnă, că are spiritul observației. Păi omul... Nu ți-l măsoare. Da, da. Deci, de ce să te duci pe, spui că a fost unul mare la noi? Sau, doamne, îl dai direct cu dimensiuni. Nu știe să menajeze. Deci e foarte direct. Cum îi vin? Ce observă aia și... Da, nu, mie îmi place chestia asta. Decât să fie duplicitar sau nu știu ce, mai bine. Nu-i chiar plăcut tot timpul. Păi, da. Dar e, cred că e din generația asta nouă care... Generația asta tânără care spune fiecare tine, generație. Bun, deci este un avantaj. Deci mie îmi place chestia asta pentru că poate noi am trăit într-o generație în care am jucat rol dublu. Sau cel puțin așa câteodată cei din biserică știau cum trebuie să pozezi ca să arăți un bun creștin. Erau și ei oameni ca alții, cu împlinirile lor, cu frământările lor, dar niciodată nu aveai curajul să vorbești despre durerile tale sau eșecurile tale, pentru că atunci ieșai din tiparul bunului creștin și ce făceai? Îți duceai povara de unul singur și asta și nu te ajuta la nimic. Mai bine așa pentru ei, că măcar la capitolul ăsta sunt mai deschiși, asta este viața. Acum o să învețe ei să le spună adevărat, poate și un pic mai frumos, dar... Păi încercăm. Vreau e o chestie mai... bună, eu cred că e un lucru foarte bun că dă șansă omului să corecteze ceea ce nu a crezut niciodată că ar fi corectabil. Lucrul ăsta l-am văzut la oameni de altă naționalitate și anume faptul că sunt direct și deschiși, poate cu mult înaintea cetățenilor români, să zic așa. Noi am fost obișnuiți. Eu am pus asta în seama regimului în care am crescut de copil. Și am considerat tot timpul că e un regim care încerca să mă reducă la tăcere, să mă țină undeva după o anumită gratie, ca pe o pastră într-o colivie. Și eu eram genul de om care tot timpul vreau să evadez de acolo, să ies și să spun ce am de spus. Cu timpul m-am obișnuit că nu orice lucru trebuie să-l spui și pentru mine a fost un exercițiu de autocontrol. În schimb, pe ăsta micul văd că nu e așa. El... chiar spune. Bun, asta nu înseamnă neapărat că va fi ușor. Nu, nici nu trebuie oprit, că doar trebuie spus adevărul. Bine, Biblia spune să spunem adevărul în dragoste, vom lucra și la chestia asta, dar nu toți ne plângem de ce înseamnă corectitudinea politică în limbaj, adică să nu mai zici nimic, aia supără pe ăla, ăla supără pe ăla, până la urmă chiar ar cine... trebuie cineva să vină să ne dea discursul scris și apoi să ne spună că n-am ținut, nu știu, foaia sau laptopul bine în mână nici. Adică Dumnezeu chiar ne-a creat liberi și eu cred că asta este darul lui Dumnezeu, libertatea de exprimare. Din nou, nu
Oricum, da, nu să jignim, dar să vorbim deschis. Asta este bine. Și el va trăi într-o astfel de generație și e bine să fie așa. Ce poate face o biserică pentru tinerii necăsătoriți? Multe ar putea să facă o biserică. Una din lucrurile pe care ar putea să le facă, în primul rând, să-i adune la un loc și să... Există riscul dispersării? Da, cred că există. Și nu mă refer aici doar la o singură persoană din biserică, adică un om care să îi adune la un loc. Ei o fac și de bunăvoie, o fac și singuri. Din spiritul ăsta de socializare, de a sta împreună, de a fi împreună. Dar în ideea de a-i apropia de cuvântul lui Dumnezeu și să fie ca un plan al bisericii. Adică biserica să spună, da, am gândit că e corect, e potrivit pentru tineri să fie ei împreună și să le oferim posibilitatea să... O chestie mai pe termen lung? Păi aș spune că pe termen lung, care să aibă o continuitate din generație în generație. Adică să pregătească la rândul ei oameni, să numească oameni capabili, dacă că nu, e clar, nu o să o facă toată biserica, dar cel puțin să se unească în același gând. Să zică, măi, uite, noi vedem că tinerii ăștia au nevoie, desemnăm 1, 2, 3 oameni, nu din dorința de a le da niște funcții, ci din dorința de a-i apropia pe tineri în a cunoaște mai întâi cuvântul. Ar putea fi oamenii ăștia și dintre părinți? Cred că da, cu siguranță, pentru că un părinte poate să înțeleagă nevoia unui tânăr, dar unul care, eu știu, e un tânăr fără copii sau un alt om, un adult, eu știu, din biserică sau un om matur din biserică care n-are copii, că se poate întâmpla. Da, sigur. Pot fi cazuri că nu au copii. Nu pe cineva care nu are copii, ci pe cineva care înțelege nevoile lor. Noi la rândul nostru ne-am văzut nevoile copiilor și ce zicea Mirela mai devreme de fiica noastră cea mare, că am trimis-o într-o tabără, noi am discutat acasă, am avut multe discuții, multe ședințe, să zic așa, de terapeutice, de vindecare a bolilor adolescentine, dar am zis, are nevoie de un anturaj al tinerilor, nu numai ca și cel din liceu, ci de unul creștin, 100%. Și i-o prins foarte bine. Ceea ce am anticipat atunci că o să-i facă bine, nu a fost neapărat un gând omenesc, adică numai din perspectiva unui părinte îngrijorat. Și cred că a fost un gând din partea Duhului Dumnezeu care a zis, mă, du-l acolo. Sună interesant asta cu părinte îngrijorat. Păi, asta e adevărul. Orice părinte cred că e îngrijorat la urma urmei ce o să se aleagă de copilul lui. Cred că un părinte normal, creștin, 100%, care trăiește viață pentru sine, am întâlnit cazuri, asta este, am întâlnit cazuri în care nu prezentau niciun fel de îngrijorare în afară de faptul să nu facă numele familiei de rușine și atât. În rest, altă grijă nu era. Bun, când se căsătoresc tinerii, ce ar putea face biserica pentru familii, Mirel? Păi nu știu ce să zic, din ce am văzut în biserica noastră, mai mult de a se ruga, nu se face nimic. Bun, dar... Ar fi ideal? Da, hai să vorbim așa, că dacă țintim spre ideal, poate atingem ceva. Nu prea cred. Nu prea, ea e și în faza în care nici nu mai are speranță, da, știi, cred. Deci am nimerit-o bine, da. Da. Cred că să-i țină implicați în diverse activități. Să vadă că sunt importanți acolo, în locul ăla unde sunt. Pentru că doar să vii, participi la un program, ieși afară, altădată nu mai interacționezi, nu prea de dorit. Deci, ideal ar fi să se facă diverse acțiuni. Acum, hai să regizăm un scenariu. Dacă eu aș fi un slujitor din conducerea bisericii, da? Voi sunteți membri în biserică
și eu aș manifesta un anume interes vis-a-vis de familia voastră, să știu cum mai sunteți, unde sunteți, poate chiar aș pune niște întrebări punctuale. V-ați simțit deranjați? Cumva ce îl interesează pe ăsta sau cum ați privit lucrurile? Depinde cum puneți întrebarea. Păi acum, după cât te minteam, că... Da. Păi eu cred că orice familie mai întâi trebuie să înțeleagă care sunt structurile rânduite de Dumnezeu în biserică. Că există totuși. Chiar dacă noi n-am vrea să ierarhizăm, există totuși o anumită ierarhie, să o numim așa, ierarhie, bun, în care e pastorul, da, e slujitorul omului Dumnezeu. Nu e ierarhie neapărat de valori, ci de slujire. Nu, exact. Da, nu, da. Nu punem în ideea de valoare ca să ridicăm pe cineva. Că noi toți suntem la fel de valoroși, exact. Păcătoși, iertați prin bunătatea lui Dumnezeu. Dar atunci eu, dacă înțeleg lucrul ăsta ca și familie, ca și cap de familie, ca și părinte, o să înțeleg că păstorul își face datoria și mă întreabă, interesat de nevoile mele, mai cum o duci? Ce se mai întâmplă cu tine? Nu că n-am eu ce face, da, și mă interesează pe mine. Ar putea să-mi pun o întrebare directă. Măi, ce ai mai făcut? Unde ai fost? Așa, să-mi arunci niște întrebări care poate mă prind într-un moment din ăsta în care nu sunt largul meu și să-mi pice foarte greu întrebarea. Și răspunsul să fie în cel mai fericit caz pe măsură. Da, vine la fel. În momentul în care văd interes, că ce înțeleg inima de păstor, eu înțeleg că există o anumită durere în suflet, că orice păstor își dorește o biserică foarte bună, vrea enoriași foarte buni, familii bune, da, că nu predică degeaba în biserică, se duce și predică la... Bun, dar familia e formată din oameni, adică dacă oamenii nu sunt ceea ce trebuie, cum să fie biserica ce trebuie? Este oameni care au manifestă această durere lăuntrică. Nu spun tuturor, măi, pe mine mă doare sufletul pentru voi. Nu, dar oamenii vor simți asta. Vor vedea asta. Și atunci, bineînțeles că dacă mă întrebați, eu o să zic, uite frate, acum trecem printr-o perioadă de criză. Bine, nu o să-mi zici chiar tot din prima. O să-mi dai așa. Și, bineînțeles, eu cred că trebuie implicat un pic și un dram de prietenie acolo. Deci nu numai relația păstor-enoriaș, că atunci... O chestie oficială. Da, atunci relația știu rămâne că asta am trăit în Biserica Romano-Catolică. Deși primul preot, aici fac o mică paranteză, primul preot era un om care se interesa de aceea. Mie mi-a rămas în memorie persoana asta. Următorul preot, că ăsta murise, fusese bătrân, următorul preot își făcea meseria. Adică eu sunt popa care predică, sau preotul care predică, tu ești enoriașul care vine la biserică. Punct. Asta e tot. Nu din perspectiva asta, ci din perspectiva că nu doar predică să hrănească turma, ci se îngrijește efectiv. Măi, ce te doare? Așa, și îl simt prietenos, îl simt lângă mine. Îl simt și când sunt printr-un necaz și când sunt fericit. Frate, ce faci? Uite, mă bucur de bucuria ta. Acum mă bucur. Mă bucur și eu de bucuria ta. Ceva de genul. Acum, eu știu, subiectul ar fi... O întrebare, nu știu dacă retorică sau Mirela... Din câte știi tu lumea evanghelică astăzi, care este nevoia mai mare, de vorbitori sau de păstori, slujitori? Păi slujitori, cred. Slujitori în adevăratul sens. Adică nu doar să aibă un job, ci să se implice. Poate fi și riscul ăsta să... Eu îmi fac parte a meseria mea. E urât să spui meserie, dar... Știu, păi nu le place unora. Că au făcut, chiar discutam noi, în casă s-a făcut în vocabular, s-au folosit de termenii ăștia. Voi, enoriașii, noi păstori. Deci s-au împărțit. Probabil involuntar, dar s-a întâmplat. Da, deci am remarcat chestia deci, asta și în cercul nostru e așa și la care am fost apropiată, apropiată de vârstă, le-am zis, mă, nu mai folosiți termenii ăștia, voi și noi, că sunt care se prind, adică voi vorbitorii, voi slujitorii și noi ăștia alți
suntem cu... Da, acum eu mă gândesc că puteți avea și voi deci o parte de vină. Poate avem și noi o parte de vină că s-a ajuns la noi și voi. Da, de slujitori implicați. Depinde cine vorbește mai mult. De asta e nevoie. Da. Nu, eu mă gândeam... Acum mai spunem și noi, că vedeți și voi... Și voi gândiți și nu ne spuneți, dar poate că ar trebui cumva să dăm barierele astea la o parte, dacă toți suntem o familie, o biserică și să existe comunicarea asta deschisă, pe care o încercăm și în familie. Mă gândeam așa că în stilul clasic avem amvonul sau altarul, avem aici, apoi mai avem un grup mai pe aproape care cât de cât zic ceva și apoi sunt... Ei, ceilalți la care le vorbim. Nu cred că la începuturi cineva s-a gândit că aceasta se exprime o realitate a inimii și a vieții. Și a fost efectiv o structură de organizare. Acum se întâmplă ceva care mă frământă pe mine și nu știu dacă mă liniștiți voi sau nu, pe mai multe motive, grupul acela din față care slujea s-a mai subțiat. Și uneori imaginea fizică este că poate să fie amvonul aici, sala să fie acolo și diferența între amvon și sală să fie destul de mare. Oamenii se așează și un pic mai în spate pe bănci dacă adunarea e mare. Oricum poza este urâtă dacă o faci, da? Și întrebarea mea este, oare nu cumva exprimă și o realitate a relațiilor? Cu siguranță. Categoric. Cu siguranță. Categoric. Asta am afirmat ori de câte ori am avut ocazia. Cu siguranță. E o realitate a... Adică, bun, până la urmă, ce mă ține pe mine să stau acolo în față dacă voi sunteți la 10 metri de mine? Nu veniți voi, mă duc eu lângă voi. Și ce nu cam pot așa să... ar fi normal. Cred că oamenii au făcut, chiar și în lumea evanghelică, niște obiecte de cult. Și au făcut, să zic, sau fetișuri, sau... Da, putem să le numim oricum. Asta sună unul dintre grav, ele, da, da, unul dintre fine. Ele este chiar amvonul, pupitru. Că trebuie acolo. Da. Unii îl venerează. Dom'le, ce se vorbește de la amvon îi da și amin și de acolo nu. Dacă ai intrat în mijlocul lor, e nonsens. De ce să te duci până acolo să le vorbești? Păi stai un pic, da. Dar în mijlocul vostru eu nu spun aceeași evanghelie. Probabil că Domnul Iisus, în ghilimele, a greșit că s-a dus și a stat în mijlocul lor și i-a învățat. Sau i-a lăsat pe oameni să vină aproape da. De el. Da. Cred că oamenii nu-și dau seama de pericolul care stă în lucrurile astea. Adică amvonul e foarte important. Este foarte important. Eu cred că și acum, perioada asta de pandemie, și iarăși am susținut lucrul ăsta, Dumnezeu ne-a dat o lecție că ne-a scos puțin afară din clădirea mult iubită, sau din de la ritual, amvonul mult iubit, din programul cu care am fost obișnuiți, ca să ne arate că există și alte căi și alte posibilități de a ne întâlni și de a sta aproape unul de celălalt și că nu avem nevoie neapărat de un pupitru frumos, ci să fim mult bun, mai aproape. Bun, fără anumite lucruri e clar că se poate. Da. Fără o relație personală cu Dumnezeu nu se poate. Fără o relație bună cu biserica nu se poate, adică cu cei care sunt absolut. În trupul lui Hristos și poate că este timpul să, fără să criticăm pe alții, nu, să învățăm noi din greșelile noastre, că până la urmă suntem tot noi cu greșelile noastre, nu avem pe cine absolut. Să blamăm. Învățăm noi din greșelile noastre cum putem să revenim, pentru că biserica nu trăiește pentru sine și biserica nu are ea un scop în sine. Biserica este a lui Hristos, scopul a stabilit Iisus Hristos, noi suntem aici pe pământ să ne ajutăm unii pe alții în drumul spre împărăție și apoi să-i ajutăm pe alții să găsească împărăția lui Dumnezeu și împreună absolut. Să meargă pe calea sfințirii, cum menționai și celelalte. Absolut. Sperăm că din discuțiile noastre învățăm câte ceva. Eu sper în dreptul nostru a slujitorilor că o să ne dăm și noi seama că poate involuntar noi am rămas, să zic, statornici acolo, dar dacă noi am rămas acolo, turma ni s-a dus în altă parte, poate că ar fi vremea să o căutăm chiar prin, Doamne, ferește, chiar prin gândul acela că, uite, s-au rătăcit puțin, dar mă duc să-i caut, să-i aduc înapoi. Dar n-ar fi și variantă să se apropie și turma un pic mai aproape și să... Ba da. Adică eu și aici aș băga un intermediar. Este nevoie ca biserica sau turma să înțeleagă că
trebuie să țină mai aproape și de omul care lucrează în linia sau întâi, echipa în linia întâi, da, echipa. Și bineînțeles că în echipa asta să fie, să zic așa, aduși oameni capabili să facă lucrarea asta. Și chiar dacă la început zic, băi, nu vreau să fac, eu sunt genul ăla care nu mă arunc din prima să fac un anumit lucru, stau puțin în rezervă, să zic așa, și mă gândesc, dar dacă provocarea îmi spune ceva, atunci mă duc înainte și vreau să ajut. Și când fac un lucru, sunt genul de om care merge pe principiul lucrului bine făcut. Mie nu-mi place, și în meseria pe care o practic și în orice, nu-mi place să fac un lucru ca după aceea să vină cineva să remedieze sau să spună, băi, uite, aici nu s-a făcut bine. Bine, nici dacă fac un lucru la o singură dată să-mi spună cineva, băi, asta nu l-ai făcut bine. Stai puțin, e prima dată când o fac. Da, da. Trebuie să vedem ce iasă după câteva încercări. Pentru că toți am avut experiența asta că am făcut odată un lucru pentru prima dată și nu ne-a ieșit bine. Nu ne-a ieșit bine nu pentru că n-am știut chiar cum se face. Am omis ceva. Da, și nu... Da. Am omis ceva și nu l-am făcut. Ei, pentru lucrul ăla, nu mi-a ieșit chiar cum am vrut eu. Nu ești o operă de artă. Da. Bun, dar nu e sfârșitul lumii, mai exact, încercăm a doua oară. Exact, se mai poate da. Bun, cred că asta este și frumusețea, că în tot ceea ce facem, până la urmă se vede măreția lui Dumnezeu și puterea lui, răbdarea lui cu slăbiciunile noastre. Cam asta este și în viața de familie sau în familia mică și în familia mare, în familia lui Dumnezeu. Suntem împreună cu plusuri și minusuri, nu suntem la fel și bine că nu suntem la fel. Încercăm o dată de două ori, când greșim ne apropiem mai mult de Dumnezeu, dar nici în viața de familie, nici în viața de biserică lucrurile nu se rezolvă de la sine, nu stă, dacă stăm numai pe margine și criticăm sau așteptăm, clar că rezultatul este previzibil. Așa că să mulțumim lui Dumnezeu pentru familiile noastre, să facem tot ce știm mai bine în fiecare zi, mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica în care suntem, încercăm să nu fim doar un consumator, ci să ne implicăm și noi cu ceea ce a pus Dumnezeu în viața noastră, în mintea noastră și rămânem în continuare dependenți de Dumnezeu pentru că El este și începutul și sfârșitul lucrurilor bune. Vă mulțumim că ne-ați primit încă o dată în casele voastre. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Bucurați-vă de păstorirea Domnului Iisus Hristos, care este păstorul desăvârșit. Vă mulțumesc că ați venit. Și noi vă mulțumim. Să fiți binecuvântați în continuare și Domnul să rămână cu noi cu toți. Amin.